Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Unde este Han de Ercel? Ce s-a întâmplat cu el? Am găsit mare dragoste în serialul TV, Senkal Kapu. Dragostea lor a fost atât de mare încât toată lumea i-a adorat. Toți au Han de și Kerem în limba lor, a fost dedicat lui Han de cu multă dragoste, bineînțeles că Han de i-a fost dedicat și lui Kerem. Dar acești doi trebuie să-și înfrunte dragostea, spun unii trădarea. Unii sunt geloși, unele restricții, alții au spus că nu și-au găsit timp unul pentru celălalt. Erau foarte îndrăgostiți unul de celălalt. Numai pentru aceasta, despărțirea lor nu a fost crezută. Kerem Bursin era de așteptat să o ceară în căsătorie frumoasei actrițe. Frumoasa actriță Han de Ercel a răspuns la întrebările tale despre căsătorie. Ca răspuns la știrile despre căsătorie, Han de Ercel a spus, nu încă, dar de ce nu? A spus doar, nu mă gândesc să mă căsătoresc, chiar acum avem o relație foarte bună. Declarația lui Han de Ercel a fost surprinzătoare. Poate că lui Han de a crezut că este prea devreme pentru a se căsători. Han de Ercel era foarte îndrăgostită de Kerem Bursin, conform multor acuzații. Acum nu există nicio veste despre ea, frumoasa actrița nu doi răspunde la telefoane și nu îi foloseste deloc rețelele de socializare. Frumoasa actrița care nu împărtăseste nimic. Chiar dacă iubeste foarte multe social media. Nu a mai postat de două zile. Situația asta îi face pe toată lumea să vrea să asculte curioși. Ea este în vacanță departe de toată lumea. E Kerem cu el. Toți au fost o chestiune de curiozitate, a fost întrebată sora lui mai mare Gamze Ercel. Gamze Ercel a spus că fratelui său i-a fost dor de tatăl său și a plecat la Izmir, unde locuia tatăl său. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru diverse videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine! La revedere!